Înainte de orice, vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Eu nu mi-amintesc să mai fi venit altă dată la Lugoș, nici măcar cu tata, care m-a dus în toată țara aproape. Și chiar o întrebam pe mama când mă apropiam de Lugoș, nu, oare eu când eram mic am fost? Și a zis că nu crede, că nici eu n-am mai fost de prin anii 80. Așadar, e pentru prima dată când vin la Lugoș. Și dacă nu era prietenul nostru vechi, nenea Boinătoare, așa îi zicem, de când s-a nu născut cred. Alexandra mea, da, de când mi s-a născut fetița, ea așa îi spune, nenea Buică. Și atunci a rămas în toată familia nenea Buică. Dacă nu avea ideea asta de a ne întâlni aici și dacă nu lega toate ițele, că nu știu cum am făcut, a vorbit cu unul, cu celălalt, i-a pus în legătură și ei toți v-au adus pe dumneavoastră aici. Sunt tare bucuroasă de primul meu drum la Lugoș. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus despre mine, pentru cât de mult ați citit din poezia mea. Să știți că eu nu prea îmi recunosc poeziile, adică atunci când le aud citite de altcineva, foarte rar îmi aduc aminte când am scris poezia respectivă, pentru că în momentul în care le scriu, așa cumva le las să zboare liber prin gândurile celorlalți și după aia, dacă se întâmplă să le recitesc, să le redescopăr și eu. Despre cuvintele care țin de critica literară, eu încă nu m-am obișnuit cu atât de mult răsfăț. Sunt bucuroasă că ați văzut forță în cărțile mele. Probabil că forța asta se naște undeva din prăbușire. Adică atunci când te prăbușești, ești obligat să ai și puțină forță pentru prăbușirea respectivă. Eu de asta am început să scriu. Eu scriu de când eram mică și primul care m-a încurajat și care m-a rugat să continui a fost tata. Și care mi-a spus că sunt foarte talentată și care mi-a tipărit vreo 5 cărți când eram un copil. Așa că eu în toți anii ăștia și din 2010 încoace am scris. Dar mi-a luat mult timp să îmi fac curajul să caut poeziile din urmă, să retrăiesc tot ce am simțit atunci când le-am scris și apoi să le adun în niște cărți. Și faptul că ați văzut curaj, cred că e prima dată când un critic literar spune că a văzut curaj și forță în cărțile mele, asta îmi dă poate. Puțin am talentul meu, nu mă laud, puțin, da, da, da. Oricum sunt cel mai frumos critic literar în viață. Toată lumea aici m-a speriat înainte să înceapă prezentarea de carte, avertizându-mă că doamna Ela este în stare să fie și foarte critică, așa cum ar trebui să și fie critici literari. Ba da, chiar vă rog. Eu sunt pregătită să, mai degrabă sunt pregătită să mă lupt decât să primesc așa complimente. Deci am văzut frumoase. Bine. Spun eu că mai bine ca mine nu a văzut nimeni. Da. Dacă zice și nenea Buică asta, care dreptate, se aprobă. Da. Eu cu asta am venit astăzi la dumneavoastră și cu asta am început să ies în lume. Sunt într-un turneu prin toată țara. Am avut vreo 15 lansări de carte de vara trecută și până acum. Și nu vreau să mă opresc. În fiecare săptămână așa mă gândesc pe unde să mă mai duc. Pe unde mai știu pe cineva care ar putea să mă ajute să intru în legătură cu oameni sau pe unde mai sunt biblioteci sau alte instituții pe care pur și simplu le contactez telefonic și pun la care întâlnit. V-am adus astăzi, bineînțeles, așa cum spuneau gazdele noastre, nicăieri nu merg fără tata, pentru că am eu nevoie să nu mă simt singură nicăieri. Și pe lângă revista Flagra lui Adrian Păunescu, pe care vă invit să o căutați și să o citiți și de care cu mare mândrie mă ocup, v-am adus și cartea Cele mai frumoase poezii de dragoste, semnată de Adrian Păunescu, care a fost retipărită în vara anului trecut, într-o nouă ediție, cu un desen al lui pe copertă, desenul tatălui meu, și de care sunt foarte mândră că a fost ideea mea și proiectul meu întreaga ei refacere. Cât despre copertele celorlalte două cărți ale mele, să știți că sunt făcute de Alexandra, când avea fetița mea, când avea vreo 3 ani. Ea a făcut desenele și eu am ales să îmi ilustrez cărțile cu desenele ei. Viața mea, așa cum am mai spus, la un moment dat se împarte în două. Am fost una până în noiembrie 2010. Am fost cumva rătăcită și poate doar poezia să mă mai recunoască între noiembrie 2010 și iulie 2016, când mi s-a născut fetița. Și de atunci a trebuit să reînvăț, să ridic fruntea sus și să fiu puternică și să nu mă îmbolnăvesc niciodată. Și să cred din nou că orice e posibil. Și am început să cred în chestia asta, în faptul că dacă ne ținem așa strâns de mâini, putem să ajungem oricât de departe. Eu am ajuns astăzi la Lugoș și nu voiam să ajung
în alt loc. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, mulțumesc pentru tot, mulțumesc pentru că aveți răbdare și vreme să vorbim despre ce mai înseamnă poezia, despre ce mai înseamnă sufletul, despre cei care suntem noi atunci când nu ne supraveghează și nu ne controlează nimeni. Eu cred că suntem aici cu toții oameni liberi și asta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat de când eram copil. Mulțumesc!